România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Prieteni, am urmărit cu interes războiul dintre Clotilde Armand și ceea ce numește domnia sa mafia gunoaielor. Și mi-am pus o întrebare: de ce o poveste care se întâmplă pe străzile centrale ale Bucureștiului ar trebui să aibă răsunet până în cel mai îndepărtat cătun din România, acolo unde se ascultă Europa FM? Și da, are răsunet, pentru că aici nu e vorba de argumentul că Bucureștiul e lumina țării, ce să vezi, și o oglindă, sau că ne facem de râs în Europa. Nu e vorba despre asta. Să știți că multe dintre orașele mari ale lumii au trecut prin traume similare. Chestiunile astea administrative, bătăliile astea, se întâmplă, da? La un moment dat s-a vorbit de Napoli. Păi acolo la Napoli gunoaiele n-au fost ridicate cu săptămânile, da? New York-ul este alt exemplu. Orașe, alt exemplu. Orașele lumii au probleme de genul acesta. Motivele pentru care dintr-un oraș de pe planeta asta nu se mai ridică gunoiul sunt diferite. Dar în general, toate țin de administrarea corectă a banului public sau de rețele care acaparează decizia și banul public, chiar și cu contract. Or, aici suntem cu toții datori să ne uităm. De fapt, despre asta e dezbaterea de astăzi, pentru că toate orașele noastre au de făcut câte ceva aici și avem multe de corectat, dar ne învârtim în jurul cam aceleiași întrebări. Dom'le, cum o fi mai bine să primim servicii de calitate la costuri de te doare capul, sau să facem tot ceea ce este posibil, să ținem un preț decent, dar uite că trecem și printr-un război. Oameni buni, o să încerc acum să explic ce se întâmplă la București în două minute, deși vă asigur că explicația are nevoie de minute întregi și de pagini întregi, dar fac o încercare să scurtez lucrurile. Cu ani în urmă, în anul 2008, primarul Chiliman și majoritatea PNL-PDL au făcut atunci o chestiune unică în istorie. Au dat contractul de ridicare al gunoiului, de ridicarea gunoiului unei singure companii, și nu pe câțiva ani, ci pe 25 de ani. Pentru că sunt mai vechi în breasla asta, îmi permit să mi-amintesc că la data respectivă, am și scris, am și vorbit, a fost scandal. Și mulți oameni au zis așa: domnule, cum 25 de ani? De ce faci așa? Universul se schimbă în 25 de ani, realitățile noastre sociale, prea mult, prea dai toate serviciile acolo. Nu s-a mers înainte. La data respectivă, PNL, PDL, Alianța Dreptate și Adevăr erau populari, în ciuda orice, domnul Chiliman a mers înainte, chiar dacă dosarul ăla, cum să zic, avea și iz penal pe aici, pe acolo, adică erau multe lucruri în neregulă. În schimb, a făcut ceva la care lumea n-a mai avut nimic de zis, a scos taxa pe gunoi și a zis: băi, e 25 de ani, dar voi cetățenii nu plătiți nimic. Adică nu le mai tăia factură individual, ci plătea de la buget din restul taxelor. Tot cetățenii plăteau. Și plăteau până când azi s-a ajuns să fie de 5 ori mai scump decât e în alte părți. Măi, de 5 ori, da? De-a lungul anilor, această pradă foarte bogată a fost cerută ba de unii, ba de alții. Au fost războaie în compania asta care administrează gunoiul și, mă rog, amenințări, încercări de dosare penale. Multe lucruri s-au întâmplat pe acolo. Cert este că asta era de desubt, dar la suprafață gunoiul a fost luat și lumea, deși plătea enorm, se bucura de chestiunea asta. Bă, până la urmă e curat. Cine știe că în loc de 180 de milioane de lei, cât ar fi corect pe an, se plătesc 320? Na. Când a venit doamna Armand, a observat că pe lângă prețul enorm, mai sunt și o sumedenie de nereguli la facturarea unor alte servicii, precum curățatul trotuarelor, măturatul, spălatul. Și de aici a început războiul, de la contestarea unor facturi asupra cărora există dubii sau asupra unor servicii, da? Compania care și-a vrut banii, în fel și chip, a decis odată oprirea ridicării gunoiului, apoi a renunțat. Acum, deși primește banii de gunoi, nu i-a plătit mai departe către cei care sortează, iar aceștia au refuzat să mai lucreze. Compania a oprit vreme de 5 zile ridicarea gunoiului, iar primarul a cerut stare de alertă. Prefectul a zis că rezolvă astăzi. Între timp s-au mai ridicat din gunoaie.
Nu vreau să mă lungesc foarte tare aici cu aceste explicații, v-am spus, e nevoie de mult timp. Și Nicușor Dan trece prin același tip de probleme, în încercarea de a rezolva o parte dintre problemele Bucureștiului și în încercarea de a face o structură mai, care să lucreze mai rentabil. Da? De asta primarii reformatori arată cumva ca niște războinici care, domnule, parcă fac mai multe necazuri sau nu fac treabă. Lumea, în schimb, are și alte exemple. Da? Ce exemple să vă zic eu? Uite, domnul Piedone, domnul Negoiță, domnul Băluță, din a căror sectoare, ale căror sectoare nu s-au de nici musca, domnule. Se mai aud așa anchete cu presa, anchete de presă care îi mai leagă de mafie, mai sunt războaie cu presa, domnule, da, bordurile sunt la locul lor, parcurile la locul lor, e liniște, dar habar n-avem ce se întâmplă în realitate acolo și mai ales ce bani se cheltuiesc. Și sigur că mai avem primari care au o față europeană și pe care toată lumea îi admiră de la distanță. Zic aici de domnii Boc și Bolojan, mă rog, domnul Bolojan nu mai e primar, dar a rămas așa un model de primar, care sunt iubiți pentru capacitatea de a face reformă și a da rezultate. Și acum, după ce am zis eu mai lung decât trebuie, dar na, e complicat ce trebuia să vă explic, vă invit la dezbatere. 0372069599. Îl repet ca să-l prindă toată lumea, poate să ne sune de oriunde, să ne zică și de primarul său, de care modelie. 0372069599. Ce așteptați, oameni buni, de la un primar? Să fie eficient sau să reformeze instituția pe care o conduce? Care e, de fapt, modelul pe care îl apreciați voi? Și ce e mai important pentru voi? Rezolvarea problemelor comunității în liniște și cu eficiență, pe care, tipul de eficiență pe care o știți, sau gestionarea, cum se poate, de scrupuloasă și de riguroasă a banului public? Dom'le, nu ne interesează cât e, dar uite ce bine și frumos e la noi. 0372069599. România în direct începe acum. Stați așa să văd că avem aici o problemă cu centrala. Alex, tu ești primul care deschide dezbaterea de astăzi. Pentru mine, cred că, adică, cel mai important e ca un primar să fie eficient și nu cred că sunt alese bune exemplele. Din păcate, astea sunt la nivel de București. Dar, ca cetățean, cam asta m-ar interesa, să se întâmple lucrurile cum trebuie, atât la interior cât și la exterior. Din păcate, în București ne confruntăm cu o variantă de poțomani, printre exemplele pe care le-ați dat dumneavoastră, și de niște revoluționari care iarăși nu sunt văzuți bine, pentru că oamenii au nevoie ca lucrurile să se întâmple, pentru că lumea nu are timp să stea să analizeze, să caute în dosarul din 2007, din 2015, din 2020 ce s-a întâmplat și dar omul de rând vrea să se întâmple lucruri, că așa trebuie să se întâmple. Știi cum e? Primarul se uită, spre deosebire de oameni, primarul tocmai asta face și zice, domnule, nu e în regulă ce am găsit eu aici, tai și o iau de la capăt. Și respectivii zic, domnule, uite, nu-ți mai ridicăm gunoiul. Unde? Cum să alegi? Cum să fie mai bun? Da, asta cumva ar trebui reglementată prin lege, să nu poți tu ca primar să poți încheia un contract pe 25 de ani. Nu ar trebui să fie la nivel de primărie, nu să-și facă fiecare primărie cum... Asta ar fi fost ar fi bine. O altă discuție. Din când în când să mai vină cineva să zică, prietenii, ia stați un pic să ne uităm pe documentele astea. Cum pe 25 de ani? Da, contractele se pot încheia la pe 2 ani, maxim. Să știi că societatea a zis, la momentul 2008, Chiliman, societatea a zis, prieten, ce faceți aici? Cum 25 de ani? De ce atât de mult? A, nu, o să fie bine, a zis clasa politică. Da, dar nu trebuie să spună, adică nu trebuie să spună domnul Chiliman sau un anumit primar chestia asta, trebuie să fie reglementat prin lege. Nici primarul nu are voie să încheie un contract pe o perioadă mai mare de un an, doi ani, trei ani, cinci ani. O perioadă decentă. Domnule, ai vreun model de funcționar, de administrator public, edil, cum îi zice la televizor, o știi pe asta? Edilul capitalei. Da. Ai vreun model despre care zici, domnule, uite, cam așa ar trebui să funcționeze lucrurile, cred eu. Păi, nu am, da, primarul din Oradea este un model. Mm-hmm. Să sune o rădăină, vă rog frumos. Că imediat. Am da, aici ar putea să ne dea.
niște insideri. Așa. Celor din București, și... mai ales în București. Și primarul din Oradea și? Și primarul din Cluj, Emil Boc. Uh-huh. Uh-huh. Cam ăștia ar fi pe care îi cunosc și știu ce s-a întâmplat. Da. Știu și mulți clujeni nemulțumiți. Îți mulțumesc tare mult, Alex. Știu că vă pun în fața unei opțiuni dificile, unei opțiuni extreme. Sigur că cel mai bine ar fi să fie amândouă, nu? Cineva care să facă treaba în liniște, să nu-și facă capital politic din treaba asta, să nu provoace războaie și să cheltuie și puțin bani. Dar modelul ăsta încă nu l-am văzut. Tudor, salutare! Salut, Cătălin! Sunt două extreme care, să spunem așa, dacă o alegem separat, niciuna nu este varianta ideală. Dacă discutăm pe termen scurt, ar fi tipul de primar eficient care își face treaba. Pe termen lung este o pagubă pentru că se cheltuie foarte mulți bani și nu sunt transparenți deloc. Și varianta cu, sau exemplu cu salubrizarea este doar un exemplu. Sunt multe, multe alte căi de a mai cheltui niște bani triplu sau de patru sau de cinci ori mai mult. Pe mine m-a uimit, stai o secundă, pe mine m-a uimit Nicușor Dan când a venit cu povestea aia și a zis, mă, voi știți cât costă o șipcă de înlocuit o șipcă la o bancă? Și ziariștii au întrebat, cât, domnul primar? Păi 200 de lei era. Știi? Să pui o șipcă din un aia bec, la loc. Sau, da, sau un bec simplu cu de, să spunem, de cameră, cheltuie 300 de lei. Sunt niște lucruri pe care nimeni nu le verifică. Sunt sub o anumită sumă și poate fi făcută prin achiziție directă și nimeni nu-i verifică. Hai să fim serioși. Cine te verifice? Tot ei își verifică. Au avantajul că treaba merge. Tu le-ai dat 300 de lei. Da, e liniște, okay. E frumos, e curat. Iar pe termen lung... Bineînțeles, tipul de primar reformator e o variantă câștigătoare pentru întreaga populație pe termen lung. Dar, în schimb, o singură persoană nu poate face nimic doar dacă e pornește de la primar. Contează foarte mult și echipa pe care o are în spate, și Consiliul Municipal, și personalul. Pentru că personalul se schimbă primarul, iar personalul rămâne același. Ei fac toate aprobările de achiziție sau, în fine, toate cererile de ofertă și multe, multe alte formalități de care la primar ajunge în ultima instanță. Sau ce zici? Câteodată se spune că dau cu subsemnatul ca primarul, da, semnez, dar nu verific exact prețurile. Cine o să câștige războiul ăsta? E greu de spus, oricum într-un final o să fie și un conflict între Consiliul Municipal și primar, pentru că oricum se va discuta și la nivel de Consiliu, bănuiesc, dar puțină lume știe că de fapt primarul este responsabil în mod direct pentru anumite responsabilități. Iar celelalte sunt hotărâte împreună cu Consiliul Municipal sau Consiliul Local. Aici cred că o să se găsească până la urmă o variantă de a rezolva imediat a problemei, să spunem, să își continue contractele și pe viitor să fie revizuite sau anulate sau făcută încă o dată licitația. Da. Dar toate verificările respective, din punctul meu de vedere, ar trebui făcută apolitic, să nu aparțină nici Ministerului de Justiție, nici Procuraturii, pentru că totul este politic. Ar trebui să fie niște ONG-uri care ar putea să știi că plătim foarte mulți funcționari de stat. Ar putea să fie curte de conturi, ar putea să fie oameni de genul acesta. Hai să fim serioși, că tot sunt la nivel de politică. Nu putem să sădim, Tudor, o neîncredere totală. Adică tu chiar crezi că orice am verifica, controla, sau să nu uităm în țara asta, adică totul va fi dirijat, nu ai încredere niciun document care iese de acolo? Chiar nu fi niciun funcționar cinstit să se bată pentru controlul lui, pentru opera lui? Foarte puțin. Deci randamentul sau ponderea
personalului calificat care să aibă și o atitudine corespunzătoare și o aptitudine corespunzătoare într-o instituție publică este în jur de 15, maxim 20%. Restul poate au cunoștințe până la 50% sau 40%, iar jumătate sau mai bine jumătate știm foarte bine cum sunt puși acolo. E un loc cald în care nu te plătește patronul, leafa merge, timpul trece, leafa merge. Exemplu a fost făcut de domnul Bolojan când, atunci când s-a angajat la primărie, a dat afară o grămadă mai, de mai lume, bine da. Jumătate de... Știm foarte bine ce se întâmplă și eu cum se întâmplă. Eu îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Eu am să vă spun că mie îmi place măcar un lucru dintre cele făcute de doamna Armand, că a agitat mușuroiul acesta, pentru că este măcar important să vorbim noi între noi despre buna gestionare și în ce condiții a acestor administrații publice. Dom'le, ce înseamnă bună gestionare? Să ne facă borduri cât casa și să nu putem discuta despre chestiunea asta sau să nu vedem banii? Sau înseamnă să vedem banii, să știm pe ce îi dăm și să spunem, da, dom'le, avem, uite, niște probleme. Aici mi-ai spălat strada numai odată și mi-ai cerut banii de două ori. Noi suntem dezinteresați de comunitate în general și aici intervine rostul acestei discuții. Ba, data viitoare să fim mai interesați. Data viitoare vă garantez când cineva semnează un contract din ăsta pentru gunoi, se vor uita mai mulți ochi care să spună, băi, bine sau e rău. Și în niciun caz pe 25 de ani, nu? Că asta e esența discuției. Cum ai lăsat? În 25 de ani se schimbă tehnologia, se schimbă diverse lucruri. Cum să dai un astfel de contract? Ne-am întrebat la data aceea. Uite ce să vezi că am avut dreptate. Alexandru, un alt Alexandru, salut, bine ai venit la România în direct. Opa, nu prea ne auzim. Mă auziți? Da, foarte prost. Hai să încercăm. Uite acum. Acum ar trebui să fie mai ok. Da. Mă scuzați. Bună ziua, domnul Cătălin. Da, părerea mea este că doamna Clotilde Armand a luat o decizie înțeleaptă să se lupte cu mafia. Consider că cele întâmplate sunt din cauza noastră. Noi am fost atât de permisivi atâția zeci de ani. Și am ajuns în situația în care ni se pare ok să plătim facturi exorbitante și să fim păcăliți de o mafie a gunoaielor în această situație. Dar de ce îi zici mafia gunoaielor? Poftiți? De ce îi zici mafia gunoaielor? Adică în momentul în care purtăm o discuție, o bazăm pe argumente. De ce îi zici mafia gunoaielor? Asigur, nu, asta nu este părerea mea că e o mafia gunoaielor, că nu cunosc toate detaliile, eu doar cum am exprimat cum păi am citit în ziare. Și de ce ai preluat exprimarea? Entitate. Pentru de ce ai preluat exprimarea? Adică tu crezi în... Probabil din reflex, am putea să spunem. Mm-hmm. Și chiar crezi că în momentul în care doamna Armand spune că se luptă cu o mafia gunoaielor, chiar crezi că se luptă cu o mafie, așa cum o știm noi din filme? Consider că se luptă cu o entitate care, care ne-a majorat prețurile exorbitant de mult și fără sens. Deci consider că se luptă cu ceva ilegal. Ilegal? Au semnat sigur, primar la rând. Spunem că este capitalism asta... și sigur... Nu e capitalism. Stai. Tudorache a semnat fără probleme. Chiliman a semnat fără probleme. Nu mai știu acum dacă a mai fost... uite, îmi scapă ce primar a mai fost între ei. Adică până la doamna Armand mafia era mână-mână cu primarii, asta încerci să-mi spui? Nu pot să spun asta, nu cunosc. Decât să spun ce am auzit, prefer să fiu rezervat. Consider că este incorrect ca sectorul 1 să plătească tarife de 7 ori, din ce am înțeles, că sunt de 7 ori mai mare decât celelalte sectoare. Consider că este incorrect chestia asta și consider că dânsa, prin faptul că se luptă și nu plătește aceste facturi și s-a dus în instanță și tot ce a făcut, toate demersurile dânsei sunt perfect valide. Chiar dacă e gunoi pe stradă. Chiar dacă, da. Cum am spus la începutul discuției, este vina noastră că noi am ales să fim reprezentați de oameni ce nu au avut cel mai bun interes al nostru în suflet, să spun așa. Dar dacă într-o zi doamna Armand sau alt primar se ceartă cu compania de apă și compania de apă e ipotetic ce vorbesc aici, dacă că la București noi deținem parte din compania de apă. Dar să zicem compania de apă nu își încasează facturile
Și aia hotărăsc așa și zic în urma acestui război, bă, tăiem apa și noi câteva ore pe zi. E bine? Vă înțeleg de exemplu, doar că trebuie să ținem cont și de fapte. Dacă facturile sunt umflate peste norma București, adică în sectorul 6 plătim 5 lei la factură și în sectorul 1 avem factură la apă de 200 de lei, da, consider că ar trebui să facă demersurile necesare să ne protejeze banii. La urmă sunt banii noștri, chiar dacă majoritatea oamenilor nu înțeleg acest lucru. Sunt banii din buzunarul nostru. Dacă ar veni cineva să-mi ia banii din buzunar, ar simți mai direct. Dar faptul că plătesc taxe și uit de acei bani nu scuză niciun fel chestia asta și ar trebui în continuare să primarul să aibă grijă de banii mei. Vedeți, îți mulțumesc tare mult, Alexandru, spor la treabă. Vedeți, asta e șmecheria pe care politicienii din 2008 și-au cerut, au vrut-o neapărat. Au despărțit valoarea banului de valoarea serviciului respectiv. Dom'le, în sectorul respectiv, în orașul respectiv, în comunitatea respectivă, oamenii nu scot în mod direct bani să-i lege de acțiunea de gunoi. Adică ei nu au o factură, o chitanță. Sectorul plătește banii ăștia din restul impozitelor. Sunt un pic mai mari, așa, le mai umflă acolo și zice, uite, de aici pleacă banii la gunoi. Dar omul nu scoate ăia 5 lei, 10 lei, 100 de lei să zică ăștia-s banii pentru gunoi. Despărțind cele două valori, astăzi, cum să zic, unii se pot, păi stai puțin, că nici n-am plătit pentru gunoiul ăsta. E o ceartă acolo între ei, nu ține de noi. Ăsta e un lucru pe care probabil noi ar trebui să nu-l mai acceptăm și să știm foarte clar, plătesc banii ăștia, asta e valoarea lucrului meu, vreau să-mi îndeplinești serviciul acesta, da? Pentru că atunci presiunea ar fi nu numai pe primar, ci și pe această companie. Ascultați România în direct, 0372069599. Azi plecăm de la cazul Clotilde Armand versus compania care ridică gunoiul și vă întrebam ce fel de primar vă doriți voi chiar pe acolo pe unde trăiți. Domnule, să fie războinic reformator precum doamna Armand sau eficient precum alte exemple pe care le-am dat aici chiar din capitala noastră, dar habar n-avem ce fac oamenii ăia în realitate. Cristian, salut! Salut, Cătălin! Să știi că nu e o problemă faptul că este pe o perioadă de 25 de ani contractul respectiv, ci problema este cum este făcut contractul. În sensul clauzelor contractuale. Să colectezi gunoi într-un oraș, nu poți să faci un contract pe 2 ani sau pe 5 ani, că e vorba totuși de un business destul de complicat, cu investiție inițială și așa mai departe. Problema, de fapt, e că este o lipsă foarte mare de reglementare a acestor domenii. Ca să zic, energetic, salubritate, gaze naturale și așa mai departe. În sensul că un prestator de servicii care se ocupă cu, să zicem, colectarea gunoiului, cum e în București la dumneavoastră, să nu poată să refuze, chiar dacă nu este plătit. Adică legislația să nu-i permite, exact cum a fost și la metrou. Sunt oamenii nemulțumiți. E dreptul lor să protesteze. Dar trebuie să asigure un minim necesar. Okay. Asta, de fapt, e problema noastră, că în toate domeniile astea care sunt, să zic, cheie, nu este reglementat corect. Poate fi adică reglementată chestiunea asta, pentru că eu gândesc și așa. Am văzut multe din astea politice la viața mea. Vine un nou corp politic și vrea să înlăture o companie onestă care își face treaba binișor, acceptabil într-un oraș. Începi să nu-i mai plătești facturi, îi cauți nod în papură, îl obligi să lucreze totuși pe o zonă minimă și oamenii ăia trebuie să scoată bani din buzunar până când îmi decid la un moment dat, bă, nu ne mai trebuie, plecăm, ne renunțăm la afacerea noastră, o dăm la ăștia să se descurce ei cu cine ori știi. Bine, asta e o situație, dar orice firmă particulară, dacă se vede, să zic așa, strânsă cu ușa de către o primărie, are varianta de a-și încheia business-ul. Pur și simplu, începeți colaborarea, te reprofilezi, adică nu poate să te oblige. Păi la gunoi nu te mai reprofilezi, da. Sunt convins. Ce? Știi ce vrei să spui, dar îți schimbi domeniul. Nu știu, te apuci de aruncat nisip cu sare iarna, dacă vine iarna. Culmea că oamenii ăștia prestează și activitatea asta. Eu am simplificat foarte mult dezbaterea de astăzi, pentru că probabil ești interesat, ai remarcat că ei nu se ceartă doar pe gunoi,
ci și pe facturi de spălat, măturat, evident, dat, pusa, sunt mai multe. Evident că este o problemă acolo și nu mă gândesc că soluția nu o să fie decât în sala de judecată dată. Asta este evident. Adaugă acest element. Dar atunci ar trebui să asigure totuși serviciul ăsta public, să se gândească directorul companiei respective, trebuie să se gândească că el oferă totuși un serviciu public de care este legat direct sănătatea publică a oamenilor. Nu era mai bine să mergi direct la sala de judecată și să lași lucrurile să fie rezolvate acolo? În mod normal așa trebuia făcut. Și noi în Timișoara avem probleme cu societatea care se ocupă cu termoficarea în oraș. În sensul că este un, cum să zic, un mort viu. Da. Adică nu se mișcă lucrurile de ani de zile. Acum a venit, să zicem, sânge proaspăt, deocamdată nu s-au mișcat lucrurile, dar este promisiune că se va face ceva în sensul ce ăsta. Ce fel de primar ți s-a părut domnul Friț? Către cărea e zona din asta? E așa mai ca doamna Armand? Aș putea să fac o glumă. E ca apa sfințită, nu face rău, nu face nici bine. Nu știu, deocamdată cred că se așează încă. Eu înțeleg că este complex și este foarte greu rolul ăsta și mai ales că e cel mai mare oraș din vestul țării cu cel mai mare buget. Dar cred că după un an de zile o să trebuiască să livreze ceva dacă vrea să aibă o carieră politică și pe viitor. Foarte interesant. Dacă da. Nu... Poate ar trebui să... Da, auzi, e mai bun ca rob? Sincer să vă spun, deocamdată nu se văd așa. E mai curat. Deci, da, se vede că e parcă mai curat orașul, dar nu cred că este ca și-a dorit el. Poate, nu știu, o să reușească să facă ceva. Da. De promis a promis de toate. Facem și asta, facem și asta, facem toți și asta. Promit. Sunt curios că să văd dacă o să reușească cu locurile de parcare. Dacă o să reușească să, nu știu, să îmbunătățească traficul. Avem un trafic... Marele paradox... Cu Bucureștiul, da. Zi, hai, exact. Zi că suntem obișnuiți, da. Îți mulțumesc tare mult, spor la treabă, Cristian. Marele paradox al acestei situații este că avem totuși niște tipuri de primari și tot pe aici prin capitală, care în tăcere rezolvă niște lucruri și după care te pomenești cu o anchetă în care zice, băi, dar ăștia sunt încârligați cu tot felul de mafioți sau au tot felul de afaceri cu care sunt întreținute din bani publici, da? Dar ei totuși rezolvă niște lucruri. Ori aici lumea se uită cu atenție. Îmi scrie cineva pe Facebook la un moment dat, spune în felul următor, prefer gunoaiele acestei mafii. Ascultați România în direct, este rândul, o secundă că v-am spus că azi centrala merge așa din 2 în 2, lui Florian. Salutare, Florian! Salut, Cătălin! Eu sunt Ardelean. Așa. Născut în Bihor. Okay. Am văzut ce a făcut primarul Oradiei în Oradea. Uh-huh. Și de 40 de ani locuiesc în București, în sectorul 1. Okay. Ceea ce îmi doresc eu este ca și în București, nu doar în sectorul 1, să existe primari ca și Borojan de la Oradea. Și doamna Armand nu-i seamănă, asta zici. Tocmai, că aici vine acum și îți spun sau spun ascultătorilor Europa FM că eu cred în doamna Armand. Uh-huh. Păi, și cred de ce? Pentru că înțeleg foarte bine, fiind domn de afaceri, că un buget sau cu un buget nu poți face minuni dacă el este consumat într-o proporție foarte mare de o anumită activitate. Acum, bun, dar acum nu... tu trebuie să le explici oamenilor care sunt vecini și care locuiesc cu tine în sector că aveți munți de gunoaie și cum le spui dintre munții aia de gunoaie, la un moment dat poate s-au mai strâns acum că înțeleg că de vineri noapte au mai intrat. Cum le spui tu? Oameni buni, o să fie bine. Nu, ignorați aici gunoiul și șobolanii, dar... Vă spun eu, treaba merge spre bine. Da, Cătălin, problema e un pic nuanțată. Poate că de la distanță se văd munți de gunoaie, că poate și presa are interesul, o anumită presa are interesul să arate munți de gunoaie. Da. În realitate, eu spun că situația este un pic diferită. De exemplu, acum, cu scandalul de acum,
Gunoiul s-a ridicat săptămâna trecută, o dată pe săptămână se ridică pe strada pe care o locuiesc eu. S-a ridicat și se va ridica din nou săptămâna asta, poate mâine sau poimine, nu știu exact. Ceea ce deranjează foarte mult este faptul că peste noapte, dar Cătălin, peste noapte, în mod regulat, apar gunoaie la fiecare pom. Cum adică? Ce vrei tu să-mi spui? Păi nici eu nu știu de unde. Oamenii scot din casă tot felul de obiecte. Ieri, de exemplu, pe strada Roma, am văzut o canapea. Ah, bun, ok. Se mai practică asta și în alte capitale ale lumii. Dacă vrei să scapi de un obiect, îl lași acolo. De acord. Dar la toate intersecțiile, la toți stâlpii care au coșuri de gunoi, lumea iese din casă și pune gunoiul acolo. Crede-mă, Cătălin, am avut o discuție cu un vecin și nu scotea tomberonul cu gunoi din curte sau nu depozita gunoi în curte, ci prefera să treacă drumul, să-l pună în fața imobilului în care locuiesc eu, lângă acel stâlp cu tomberon. Adică și pleca liniștit. Ține și de civilizație, asta încerci să-mi spui? Exact. Da. Exact. Bun, atunci... Exact. Nu poți să scoți gunoiul menajer în pungă și să-l pui la pom pe stradă și să intri lejer, fără nicio problemă, în casă, la adăpostul întunericului. Auzi? Te rog să mă crezi că foarte multe chestiuni se întâmplă noaptea. Dimineața sau în cursul nopții se colectează gunoiul. Ziua, când sunt străzile pline de mașini, mai rar găsești, mă rog, cetățeni care să vină cu gunoiul să-l pună undeva. Poate cei care lucrează, meseriașii care lucrează așa, eu știu, ce la câte un apartament. Ce zice opinia publică, adică vecinii tăi? Dom'le, dacă ar avea alegeri din nou, dacă ar avea loc alegeri din nou astăzi, mai câștigă doamna Armand alegerile astea? Eu n-aș vrea neapărat să vină pe tărâmul ăsta ce zic oamenii. Oamenii sunt împărțiți și știi foarte bine că și opțiunile politice sunt împărțite chiar și într-o familie. Problema este însă ce ne dorim. Ne dorim un primar care să gestioneze corect banii, că până la urmă toată treaba de aici vine. Ai bani, poți să faci lucruri. Sau ne dorim un primar care să nu-l intereseze și să-l vedem la televizor cum dirijează, pe unde să se pună florile sau mai știu eu ce. Sau un primar care să aibă grijă de bani pe care să-i justifice. Sincer să fiu, de 40 de ani, de când locuiesc în sectorul 1, cred că este doamna Armando este cea care înțelege ce trebuie să facă un primar. Schimbă modelul. Mulțumesc tare mult. Încerc să te abruz, dar încerc să mai fac loc unor oameni în emisiunea asta. Da, doamna Armand schimbă un model de gândire. Primarul nu trebuie să fie un patriarh, ci un administrator care dă socoteală. De asta are părți foarte bune în acțiunile sale, așa cum sunt și alții. Vedeți că mai sunt doi primari pe care nu i-am invocat și care sunt foarte prezenți în viața publică, Ciprian Ciucu și Radu Mihaiu, de București vorbesc că eu aici locuiesc, n-am ce să zic din alte părți, o să-mi ziceți voi, care au alt model de comunicare și prezintă niște lucruri pe care nu mă gândeam că o să le văd vreodată. Dosare de lucru în primărie, date, contracte scoase la iveală. Da, mie îmi place chestiunea asta. Sigur că îmi place să fie curaj în oraș, dar îmi place și chestiunea asta legată de transparență, cum se spune. România în direct, cred că e rândul lui Ciprian. Salut! Salut! Te ascult! Aș vrea să fac o adăugire, în sensul că ai spus mai devreme, când am sunat eu, că alți primari nu au avut o problemă să semneze contractul ăsta, și cine a fost Chiliman și Diamant ăsta, nu mai cheamă, nu mai știu. Tudorache, da, n-au avut o problemă cu contractul ăsta, da. N-au avut o problemă. Problema este că există o hotărâre judecătorească definitivă dată de Curtea de Apel București, prin care acele majorări semnate în repetate rânduri de către Consiliul General, aprobate în Consiliul General, și pentru că aici e o chestie, nu se pare că n-a semnat primarul. Contractul este între Consiliul Sectorului, sigur că Consiliul, da.
Sigur. Și salubritate. Iar aceste majorări au fost considerate, la, a, fost o plângere, a fost un control făcut de Curtea de Conturi și după aia la Curtea de Apel, doamna Armand cu staful primăriei, că nu dânsa în nume propriu, a obținut o hotărâre în care e definitivă, în care spune că aceste majorări sunt ilegale. Da, dar... Există. Există... Da, dar. Tot timpul există un dar, bineînțeles. Nimeni, că am urmărit pe toată lumea, subiectul, locuiesc în sectorul 1, la noi pe stradă nu sunt gunoaie pe stradă, pentru că lumea și-a băgat un beron înapoi când a văzut că nu vine seara, când nu, că nu vine mașina de gunoi. Apropo, exceptând acele cazuri unde își mai lasă 1, 2, 3, câți o și-or lăsa pe la colțul străzii unde este un coș de gunoi, dar aia făceau și înainte asta. Deci noi ne-am băgat tomberonele înapoi în curte seara. Le-am scos dimineața, le-am luat seara. Deci nu avem mulți de gunoi în fața porții, iar restul subiectelor de presă sunt îndoielnice, în mare parte din adică ele. Adică e un subiect de presă? Pentru că fii atent, noi un subiect de presă... Când zic subiect de presă, adică o mistificare aici. Negativ, da? Și cu mistificare și negativ pentru erodarea imaginii USR și al Armand, al doamnei Armand în special, dar big picture e, în opinia mea, este, sunt atacurile susținute la USR. Nu contest, fost, nu contest că există și chestiuni de genul ăsta. Și la Ministerul Transportului și mai multe. Sănătate, transportul, peste tot unde sunt interese foarte mari, iar sectorul 1 e un sector care aduce nu știu cât la sută, destul de mult din ponderea totală a impozitelor plătite de către... Nu era rezonabil ca actuala conducere a primăriei să rezolve asta într-o instanță, așa cum a pornit? Păi da, stați să ne înțelegem. Știm foarte bine că instanțele și oricum în instanță s-au dus, pentru că doamna Arman s-a dus în instanță și a obținut acea hotărâre definitivă prin care sunt ilegale acele majori de prețuri. Iar singurul diferent, pentru că foarte puțină lume spune chestia asta, toți jurnaliștii și toți deontologii spun, domne, dar uite gunoiul, cum explici? Adică plătește, domne, care e problema? Plătește că uite gunoiul se împute și obolanii cât pisicile și așa mai departe. Nimeni nu spune, bă, e ilegal, dar plătește. Plătește niște bani care sunt furați în realitate. Nimeni nu spune, nu marșează pe această chestie. Vezi? Nu spune, da, domne, știm că e ilegal, dar tu plătește. Nimeni nu are curajul să spună chestia asta. Știi care e? Că acum banii și mai am pe gunoi, stai să le explic oamenilor. Banii pentru gunoi au fost plătiți de către primărie. Cazul e foarte complicat. Bineînțeles. Litigiul bineînțeles. În acest moment este pe alte iar servicii neplătite. Alte, spălat, curățat, măturat. Nu. Nu e numai asta. Nu este adevărat. Dăm voie să te corectez. Deci, primăria în acest moment plătește la nivelul tarifelor dinainte de majorările făcute când au hotărârea definitivă. Eu ce bănuiesc și ceea ce sunt 100% este că firma respectivă facturează cum știe ea, în stilul ei, iar primăria plătește în stilul ei. Bineînțeles că se merge în instanță. Există acțiuni în instanță. Înțelegeți? Dar asta durează. Da. Dacă nu se vor judeca în 5-6 ani, uitați-vă la mine, pentru că așa e justiția din România. Atât durează să te judeci. Ok. Și în timpul atunci... ăsta, primăria nu poate, pe o decizie a Curții de Conturi, în care spune că majorarea este ilegală, primarul nu poate să plătească. E o chestie de lege. Asta zic în continuare, eu. Nu poate să plătească. Factor... A întărit-o pentru o hotărâre definitivă. Dar acum să trecem la mafia gunoaielor. Că iarăși, domne, este o mafia gunoaielor? Da, este o mafia gunoaielor. Și vă spun de ce. Hai să ne întrebăm groapa de gunoi de la Glina, cine este deținută. Știm că e scandal cu mafia italienească. Da? Odată. A doua chestie. Cine a deținut și tot istoricul acestei companii? A fost deținută de Florian Walter, care a fost adus cu Interpolul și la care acum 2 ani cu ghilimelele mele de rigoare s-a sinucis. Vedeți? Eu asta nu pot să spun niciodată la radio cu ghilimele de rigoare. Păi, eu ale mele le-am adăugat eu. Dumneavoastră sugerați acum că habar n-avem. Deci e un om care a decedat. Sunt niște neînțelegeri între oamenii de acolo. După niște presiuni enorme să cedeze compania. Habar n-am. Adică știu că oamenii s-au certat acolo, dar
puteți să puneți mâna în foc? Adică nu-i prea ușor să discutați așa despre chestiune? Bineînțeles că nu putem să punem mâna în foc, dar ne putem să avem o rezervă. Putem să ne păstrăm o rezervă. Și atunci când tu ai abonament 25 de ani pe niște zeci de milioane de euro, nu este așa la îndemâna oricui, că nu ne facem noi o firmă acum și ne ducem și... Da, domnule, asta zic și eu. Și doamnă, când dumneavoastră spuneți mafie, când doamna Armand spune mafie, nu poate să-și ia o rezervă? Că sună acum ca și cum eu i-aș apăra. Hai să comparăm altfel atunci. Când ajungi tu ca om ales în statul român, într-o primărie, cum e doamna Clotilde, să fii urmărită. Să fii urmărită și nu de jurnaliști. Da. Dar nu știu de dacă e urmărită de gunoieri, sincer, scuzați expresia. Nu știm de gunoieri. A fost urmărită de poliția locală. E clar că doamna Armand se bate acolo este cu niște... Un ghimpe. Este se un ghimpe, bate cu niște forțe necunoscute. Cu asta pot și să cad... Și forțele necunoscute, dacă nu sunt legale, dacă nu sunt ale statului, înseamnă că sunt organizații de tip mafiot, că altfel nu avem o denumire. Asta este. În Statele Unite se numește parcă legea RICO sau... Nu mai știu cum se chema. Deci, care reglementează acest tip de acțiuni. În mod evident. Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Despre asta vorbim. În final, acum... Păi, trage concluzia că... Păi, vedem cum se termină. Nu mai avem timp, Sorin, așa e, nu? Mai avem cam un minut la dispoziție. Îmi cer scuze pentru cei care erau pe fir, dar asta o să trag eu concluzia. Concluzia este că acest episod... Ia o pauză acum, vedem ce zice și domnul prefect, dacă poate sau nu să declare stare de alertă, vedem dacă data viitoare alte companii pot prelua gunoiul, pentru că doamna Armand are în mână o decizie judecătorească care îi dă dreptul și la acest lucru, să ia gunoiul cu alte companii, dar acum nu a reușit. Și ce voiam eu să vă spun este că... avem un beneficiu, adică în ciuda acestor gunoaie care au rămas pe străzi și care invariabil vor fi strânse la un moment dat, avem beneficiul că ni s-a dat voie să ne uităm la finanțele statului, că lucrurile așa funcționează. Vedeți, chiar dacă puțini oameni se uită, dreptul acesta la a vedea ar trebui să fie egal cu dreptul de a ridica gunoaiele. O să ne întoarcem negreșit la subiectul ăsta. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.